iubim Moldova și ne place să ne lăudăm cu ea așa frumoasă precum este. De asta dată, floreșteanul Dorin Galben și bulgăroaica Alina Topal țin calea spre Soroca. Alina, ia uite ce am eu aici. O bancnotă de 20 de lei. Da. Cum crezi? De ce ți-o arăt? Că ai trecut de la 2 galbeni la 20 de lei? Bună, bună opțiune! Ce avem aici? Cetatea Sorocii. Exact, pe versul la 20 de lei este Cetatea Sorocii, iar asta înseamnă că... Că am venit la... Soroca! Multe și necunoscute le-au fost planurile spre această destinație. Numai experiența escaladării peșterii Bechir cât i-a costat. Alina Topal, de-ar vedea maică-ta unde ești și ce faci? Alina a renunțat la senzații tari din start. Prima emisiune, prima locație. Alina Topal renunță la emisiunea Tur Retur. Nu mai rămas, nu. Nu mai rămas, din cauza la rânii să renunțe. Spre deosebire de Dorin, care cel puțin a încercat să o facă pe neînfricatul. Mai vezi un pic și ne ridicăm. Vadim, cum ai ales tu traseul ăsta? Fata asta, vezi că nici nu m-am gândit chiar din prima ediție, o să ne ținem de mână aici. Ghidul acestei ediții, jurnalistul Vadim Șterbate, pe tot parcursul filmărilor, ne va arăta și partea mai puțin cunoscută a Sorocii, ascunsă, intenționat sau nu, de ochii turiștilor. Cred că trebuie să aveți grijă totuși la încălțăminte. Să nu fiți ca mine. Alina știe ce spune. Vadim spune în primul rând de ce prima locație din Soroca ai ales anume peștera Bechir. Păcat, ca să intri în oraș, nu te oprești aici, la acest schit rupestru, să te urci în peștera Bechir și să vezi, să vezi de sus și să înțelegi cum trăia sau cum trăiau înaintașii noștri care se ascundeau aici, care practic asta era apartamentul și casa lor. Dar de ce oamenii vor să vină aici? Pentru că, zicea așa Alina, e periculos traseul până aici și eu mă uit aici ce se întâmplă, e coșmar. Eu o să risc, dar mă îndoiesc că urc până la capăt. O bună parte dintre turiști sunt învățați cu turismul comod, hai să spunem așa. Unul duce cu mașina și s-a coborât direct, s-a făcut un selfie, s-a urcat în mașină și a plecat. Dar turismul la noi nu s-a îndorat, noi avem multe alte locuri periculoase, dar oricum, dacă ești atent și ai un pic de pregătire fizică, practic le duci cu bine. Aici este o biserică rupestră, o biserică care are mai mult de 1000 de ani, care e făcută până în secolul IX, în care altarul îndreptat spre nord, cum se făceau anterior, și de fapt, mai apoi, când m-am urcat și am privit atent, sunt urmele iconostasului vechi. E sigur că majoritatea sunt lumii Vasia, Vadim, Feghea și alții, cu regret. Să risc să urc până acolo sus, unde au urcat și au stat strămoșii noștri acum 1000 de ani. Eu cred că trebuie să fie ceva fain, ținând cont cât e de dificil urcarea până acolo. Încercare bine n-are. Încearcă, dacă ceva cu drona o să aducă mâncare din când în când, odată la două zile. Deci urcatul e mai ușor, da, coborâtul da, e greu. Mai dacă ceva dar mai avem un coprezentator în caz că fii atent cu fotoaparatul ăsta. Da. Am de ce trebuie să fac grijă de cameră, mai puțin de om. Da, dar dacă tu cazi, eu trebuie să te prind? Eu vreau să urc, sincer, vreau să vă arăt tuturor că am curaj, dar mai bine să vă arăt că n-am curaj să rămân în viață decât curajos și la podea. Cei care sunt mai ușuri, ei probabil să urcă mai ușor. Vadimaș! Nu, mie îmi tremur rămânile. Nu, eu ajung aici și barieră psihologică. După cum vedeți, jurnalistul nostru din Soroca, Vadim Șterbate, este nu doar jurnalist, dar și alpinist. Are un curaj nebun. Eu am urcat până la jumătate și am înțeles că nu mă țin foarte bine cu mâinile și nu le stăpânesc și am decis să cobor. Cu adevărat e periculos, nu se bage mai departe. Mai bine să cedeze. Păi, dar real, eu am vrut să fii spectaculos, să facem o emisiune, wow, Dorin Galben să urcă în peșteră. Care-i sensul? Dorin Galben, cade din peșteră. Cam cost. Cetatea Sorocii este o adevărată lecție de istorie în aer liber, care se învață altfel de la oameni care au harul să te teleporteze în trecut.
Cetatea sorocii, oameni buni! În clasele primare am văzut ultima dată Cetatea sorocii în realitate. Și aici ne referim la Nicolae Bulat, director, iar neoficial mai are câteva funcții la cetate. Paznic, măturător, constructor și pur și simplu om care își iubește munca ce o face. Bună ziua! Da, bună ziua! Să trăiți, ce faceți? Sănătos, voios? 600 de ani stau de stradă. Ne salutăm la... ca în pandemie. Așa, ce face. Apropo, 2 ani în urmă, ultima dată am fost aici cu National Geographic Photocamp. Filminte. Da, și atunci mi-am descoperit, adică abilitatea asta de a face niște fotografii mai originale. Sincer, niște amintiri foarte plăcute. Dar am fost aici în clasă de primar, spre rușinea mea, dar mereu Cetatea Sorocii mi s-a asociat cu dumneavoastră și dumneavoastră cu Cetatea Sorocii. Ați concrescut cumva, sunteți o legendă vie. În primul rând, de noroc, sorocenilor au primit acest cadou de la domnitor și pentru mine personal, născut aici, în Lunca Nistrului, ea și astăzi pentru noi, pentru mulți dintre sorocenii, inspiră în primul rând demnitate. Se cunoaște că multe orașe și chiar și țări se întrețin chiar financiar pe bază la monumente istorice, turism. Cum constau lucrurile aici la Soroca? În 2015, la 18 mai, Ziua Internațională a Muzeilor, când s-a deschis cetatea, asta era sfârșitul lumii, era potop, era turnul lui Babel, s-a grămădit aici, pot să vă spun eu. Toți cei care au fost la turnul lui Babel s-au mutat, au venit la Soroca. Vine să vadă, era acolo grozav, dar după a doua zi noi am intrat în serviciu deja. E, dragii mei, eu nu știu cum noi care am lucrat la cetate, cum am rezistat. Foamea ne-o ia pe dinainte, iar poftele ne duc spre beciurile medievale care altădată depozitau gustoșenii despre care doar se pomenește în prezent. Aici erau depozite. Eu l-am întrebat pe domnul Cibutarenco, arheolog, care a făcut sâmbături în 69-70, anii 70, ce a găsit el cel mai mult în cetate. Și el mi-a spus, astea au fost cupii de băut vin. Să nu credeți că străjerii noștri își deau de dimineață lângă butoaie și dau bataie cu cupa cu vin. Nu, ăsta cel mai bine. Nu, era altă problemă. Ei mâncau carne sărată, pește sărat, carne fumată, pește fumat. Și pentru digestie era nevoie de o cupă cu vin. Acum vom merge la un liceu medieval și cred că o să ne conduceți. Eu știu unde se află, nu unul, dar patru. E funcțional încă? Dar ele tot timpul au fost funcționale. Avem vizitatori care le găsesc. Înainte și găsesc locul unde se află liceul. În aceste turnuri rotunde, numai ele sunt patru, se află patru toalete. În unele piatra așezătoare a Buddha a fost distrusă, dar aici s-a păstrat. Iată acolo ea, aici unde s-a aflat acestul, iată în față ce e acolo, s-a aflat toaleta. Ce ori? S-a aflat toaleta cu scurgeri în afară. Ai, de capul meu, ce modernă, pentru perioada medievală. Asta the best houses of London. Și deci mai ei lucrau aici efectiv, da? Da. Dar scurgerea unde? Scurgerea afară. Afară. Afară este gaură. Da. Ele și acum sunt așa de formă. Acum de formă, da, ca toaletă. Și asta e toaletă medievală, secolul 15. Dar vreau să vă spun că este un toalet foarte bun. Nu cu oala sub pat, stă soldatul, ci vedea la toaletă cu vatra spălat și tu murdărești cea de afară. Îți ducea, poate, în șanțul de apărare, căplin cu apă și îți ducea scurgea nistru. Ei s-a așezat piatra asta, da? Da, dacă v-ați dorit, să fiți atenți la castele medievale din Germania. Avea o toaletă, un balcon sus. Și o gaură, un balcon avea, din lemn, o gaură și acolo făceau pipicache. Dar în cetatea Soroca, ca și în castele engleze, iată în castele engleze, uite așa ceva. A avut cineva intenția să cumpere cetatea? Eu, de când lucrez aici, n-a fost nicio încercare, dar eu nici nu-mi închipuim așa ceva. Cetatea este unică. Să-ți vinzi cetatea, asta cum ți-ai vinde țara.
Turocenii sunt oameni dintr-o bucată. În unele familii, tradiția și meseria se transmite cu demnitate din tată în fiu. Străbunielul a fost pietrar. Bunielul a fost pietrar. Ion Lozan este pietrar. Feciorul său Veceslav tot este pietrar. Noi, chiar în aceste clipe, am ajuns în gospodăria pietrarului Ion Lozan din satul Cosăuți, raionul Soroca. Și vrem să descoperim cum sunt făcute aceste opere de arfă. N-am reușit să mă urc în peșteră, dar în schimb m-am urcat pe acest escavator și în spatele meu este gospodăria pietrarului Ion Lozan, cel mai cunoscut pietrar din Republica Moldova, sculptor și pictor. A? Și apropo, este un lucru foarte important, pietrarul Ion Lozan are aproape 80 de ani și lucrează de rând cu angajații săi care sunt mult mai tineri. Și tot el a instruit câteva generații de pietrari, nu doar în Cosăuți, dar și în întreaga Republică Moldova sau chiar și peste hotare. Am aici, când vă spun așa în două cuvinte, când am început a lucra, nimeni nu vrea să lucreze, toți erau mândri și eu și eu pietrar. Păi, toți acolo era... Vine cu, știți, cu mergea în treburile. Și când o văz, când o stat rău, ia ca majoritatea a trecut pe, la mine, în afară de cojocare. În mie, elevii am în Italia, are deschis firmă, în Spania la restaurarea monumentelor. Ați vorbit de pandemie și toată situația asta, cum v-a afectat anume munca? Oi, foarte. Nu, iată, șorul este aici, într-o situație, nu m-am așteptat ca... Eu am gândit ca să treacă, păi ia ca o lună, aici, de aici tot e mai rău și mai rău. Ia ca eu în România, eu trebuie să mă duc, spun, la Constanța, la mănăstire, la Constanța, să spun iconostasul. Am făcut un iconostas mare din piatră. Trebuie să aici sună și nu mă pot duce. Și am luat credite. Mă ta înțelegi și plăcere ai. Să iei credite și aici lucrurile mai greu. Atelierul lui nu mai arată ca cel de acum 3 decenii. Noi suntem în atelierul domnului Ion Lozan, unul dintre cei mai cunoscuți pietrari din Republica Moldova, care se află în satul Cosăuți din raionul Soroca. Aici, după cum vedeți, atelierul este simplu, dar sunt 4 calculatoare care ajută în tot procesul de creație. Aici este un calculator unde fiul domnului Lozan, Veceslav, ilustrează toate lucrările. Aici un alt calculator primește informația și o procesează, după care electronic o trimite la aceste strunguri care fac lucrarea finală și eu cred că este extraordinar. Se pare că tehnologia câștigă teren și în rândul meșteșugarilor. Deci ăsta e cabinetul noastră. Da, adică... V-am zis că asta e laboratoria mea. Ia să vedem. Laboratoria mea. Am ușa, vă mai arăt în cunul, că am și acolo în cunul. Eu am 3 stămașe. 1, 2 și așa la aprilie. Poți să fac anumite reliefuri că mâna nu dă. Nu se poate făcut așa lucruri. Dar puteți să-l porniți să vedem cum funcționează? O. El deja e finalizat sau încă este ai nevoie de lucru? Aproape finalizat. Și asta e doar o parte mică, componenta ceva mai mare. Orașul Soroca, unul dintre cele mai pitorești orașe ale Moldovei, situat în cursul de mijloc al Nistrului. Apropo, bătrânul Nistru atestat documental din cele mai vechi timpuri ar trebui ținut pe palme, metaforic vorbind. Din păcate, a devenit una dintre cele mai mari probleme ale orașului Soroca. Soroca este cunoscută pentru cetatea Sorocii și multe alte locuri frumoase, dar și pentru acest loc unde sunt evacuate apele reziduale ale sorocenilor, care ajung în râul Nistru și de acolo ajung în Chișinău, dar și în alte localități unde oamenii direct sau indirect consumă această apă. Între timp, pescarii au adevărul lor. Oi, este, ia să vedem. Ia, ce, stați așa, domn Vasile, să-l vedem. Iată, ăsta să înțeleg eu, peștișor. Și asta e tiulică, da? Tiulică. Ăsta e pescuit, nu glumă. Eu am venit să prind somnul de 1 kg aici, că am înțeles că sunt tare mari, dar am prins o tiulică de 30 de grame sau 10 grame. Nici 30 de grame n-are. Și ce facem cu dânsa? Putem să o punem la mămăligă? 100% o prăjești. Ei încearcă să vadă partea plină a paharului. Nistrul este cel care le pune pe masă hrana cea de toate zilele. Ia uite aici pește. A, iată, asta numesc eu Nistru.
Dar spuneți, cum e gustul peștelui ăsta? Foarte deci, bun. Nu e de mâl, de nămol? Nu. Dacă e de mâl, el nu știu pasivă de mâl, că e apă curgătoare. El se spală. La ea se pasivă de mâl, că ce? Apă tătătoare. Dar așa nu de mâl. Da, nu-mi problemele care le aveți aici cu apa și cu scurgerile astea acolo. Nu afectează calitatea peștelui. Apa se ridică, apa se dă înapoi, nu mai sunt și murdării. Îl dau în spate. Da, îl dau în spate. Aha. Și zvârle și dau drum. Deget. La iazul pui pe loc și el șede pe loc, dar la nistru... Ia să vedem mai... ce acolo? Iată, ăsta e cel mai mășcat pește azi. Îl scoate Dorin Galben, venit de la Chișinău, arată sorocenilor cum se prinde peștele mășcat. Spor la prins pește și eu tare mult sper că de seară o să vă duceți cu... suficient pești pentru o mămăligă. Nu mai să vă laud de soția. Și de asta dată am avut o agendă plină de activități. Urma să cunoaștem oameni de 5 stele care au ajuns departe, dar nu uite de unde au pornit. Este și cazul fotbaliștilor de succes Vitalie și Ilie Damașcan din Soroca. Sunt sigură că majoritatea tinerilor care iubesc sportul visează să atingă succesele fraților Damașcan. Ilie, alături de echipa sa, a câștigat Cupa Republicii Moldova la fotbal, iar Vitalie acum este atacant la FC Torino. Pentru că este pandemie și Vitalie nu a reușit să ajungă în Moldova, noi vom vorbi cu dânsul prin Viber. Acum o sunăm! Salut! Uite, suntem în orașul tău de Baștină, Soroca. Și inițial, chiar când mergeam la Soroca, mi-am propus neapărat trebuie să găsesc un tricou cu un autograf de tău. Este pe aici? Din păcate pe acolo noi, dar pot să vi-l ofer când o să revin eu. Bărbatul care promite trebuie să facă. Ambii frați au avut o perioadă pe cât de grea, pe atât de stranie în această carantină. Încet, încet, treptat, revenim la modul de viață normal care l-am avut până la carantină, până la acest virus. Așa că, da, treptat deveni tot mai bine și mai bine. Inițial am fost un an în Torino, pentru că n-am avut practică de joc mult la Torino și eu, așa cum sunt spinner, am nevoie de cât mai mult practică de joc pentru a progresa. Și am ajuns la un acord cu echipa, cu mine. Am decis că e mai bine să plec în împrumut un an în Olanda, unde echipa conta pe mine mai mult și acum am întors aici. Noroc, oricine poți să aibă talent, oricine, însă dacă nu depui efort, dacă nu muncești, dacă nu sacrifici de 95%, asta e sacrificiile care le faci și asta e determinarea ta. Cine sunt oamenii din Soroca care au investit în succesul tău? Sunt părinții mei care m-au susținut, care a fost alături de mine, este fratele meu care a fost lângă mine 5 ani cât am jucat la Zimbru. Pe ce ai cheltuit primul tău salariu de la FC Torino? Un lucru pe care am cheltuit mai mulți bani, am cumpărat o mașină lui tată. Ce drăguț! Uite, Vitalie, în spate ne așteaptă deja primul tău antrenor, domnul Băcinin. A venit și Dorin, noi continuăm să discutăm cu dânsul. Eu îți doresc o zi bună, mulțumesc foarte mult pentru aceste răspunsuri și îți doresc succes. Încântat din cunoștință, cu plăcere, vă doresc doar bine și o zi frumoasă. Ce băiat modest, dar ce succes are în spate. Bravo sorocenilor! Ferice de sportivii din Republica Moldova care au parte de cineva care le descoperă talentul la timpul potrivit. Frații Damașcan au avut parte de o asemenea persoană și este vorba despre primul lor antrenor, Pavel Băcinin. O, crasavet! Frații Damașcan sunt probabil cele mai cunoscute tinere talente în domeniul sportiv, în fotbal, din ultima perioadă și dumneavoastră ați fost la o anumită etapă antrenorul lor. Cum i-ați cunoscut oamenii și ce cunoscute? Știu, că s-a ies Ilie Damașcan. Он пришел чуть пораньше, Илюша был вообще маленький еще, тяжелые тренировки были. Но когда они вот пришли, потом через годик пришел маленький. Мне, в принципе, такой группы у нас не было. Но все дело в том, что вот благодаря отцу, отец сам футболист, играл в дивизии А, в дивизии Б. И вот он их, взрослые, играли на тренировках, между собой там несколько раз в неделю собирались на стадионе. И он их подтаскивал. Dar care este specificul lor? În ce sunt buni? Tehnic sunt bine pregătiți sau erau bine pregătiți? Fizic erau? Gândeau foarte logic pe teren? Знаете, когда есть одаренные ребята, их сразу видно. Когда вот они пришли, было сразу видно, что они явно головой
сообразительные, и с мячом работают, и с головой. Они лидеры команды были в «Сороках». Вообще, Виталуш разносторонний парень. Я вам, может, никто не знает в Молдове, но в «Сороках» знают, а в Молдове, наверное, особенно в футбольном «Бамонде», наверное, никто не знает. Виталуш очень здорово поет. У него есть клипы у нас в «Сор-ТВ», даже его музыку на день рождения заказывали. Предаю я его. Самое основное, конечно, они получили в «Зимбру». И Виталуш, и Илюша. И вот сам основной даже Виталуш, по-моему, в каком-то интервью читал, что он говорил, что вот он очень благодарен тренерам «Зимбру». В принципе, они его в «Шериф» выпустили готового игрока. Сейчас видно, что вот те люди, которые с детства учились дриблингом обладать, обводить игроков грамотно, финты показывать, вот они сейчас и имеют, и та же Домашкан, и Илюша, и вот они вот благодаря этому. И вот «Зимбру» просто отточил их до профессионального футбола. И вспомните, как Домашкан младший ушел в «Шериф». Он сразу же практически готовый был и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. Între timp, Alina deja este gata să o cunoască pe prima profesoară de canto a Erinei Rimes, una dintre cele mai de succes interprete de la noi, care în prezent are o carieră de invidiat peste Prut. În Soroca există o legendă despre o altă legendă. Se zice că prima doamna operii naționale, Maria Bieșu, a văzut odată la televizor niște copii cântând care erau din Soroca. Printre ei era și micuța Irina Rimes, deja foarte talentată, dar pe atunci încă necunoscută. Deși Irina Rimes este originară din Florești, a studiat la Liceul Constantin Stere din Soroca. Aici a activat în cadrul studioului muzical Bravo Star. Făcea repetiții într-un studio improvizat în casa cuplului de muzicieni Ludmila și Valeriu Ceban. Să înțeleg că aici Irina, fiind în clasa a 6-a, făcea ore de muzică, da? Da, și vreau să vă spun că nimic nu s-a schimbat. Mă închipă că dacă va vedea anturajul, cred că o să se bucure și o să amintească de vârsta când a venit prima dată. Acesta este pianul la care mult am lucrat, fiindcă erau momente complicate și tot arătam. Deci uite, de la 2 la 4. Câți ani nu ați văzut-o și când ați redescoperit-o deja vedetă la televizor? Aveam grijă, ca mamă, că nu era posibil copilul să aibă nicio căldură, era mama departe, tata departe, tot era într-una, mama o a căuta ce face, unde se duce, cum se duce. Dar la noi dacă venea, facem lec și o întreba, mai mâncat azi ceva? Și dacă nu am mâncat, asta era, trebuia să mâncăm. Ce era? Și acum se amintește că când o zis că vine la Soroca, zici că vă rog frumos îmi faceți borș de cel la roșu, că vreau de cel la care de cândva. Cam a trecut așa vreo un an și zice, eu nu vreau la muzical, eu nu mă dovedesc la muzical. Zic, cum nu dovedești? Eu sunt în comitetul elevilor și practic nu mi-ajunge timp. Deci zic, uite, care-i viața ta? Care-i sensul? Ce vrei tu să faci în viață? Muzică, da? Înseamnă că, uite, faci cum vrei, dar asta necesar. Vine mama cu taicu și îmi spune, doamnă Ludmila, știți, noi ne-am gândit că... Deci am așteptat să pierdeți vreun concurs ca să avem motiv să o luăm de la asta și noi plecăm la ASEM. Eu zic, care ASEM? Nu poate fi asta. Zic, uite, eu ne dau seama ca mamă de ce procedez așa. Fiindcă vrea să fie lângă tine, ca fată, vrea să te ajute la momente când o să fie mai complicate. Nu-i strica viața, ea are viața ei, ea are drumul ei. Unde nu cadourile, nu au cum să crească flori. Unde nu sunt oameni buni, nu există sărbători. De nu rătăceam prin lume, sufletul nu te găsea cu bine. Ai venit în inima mea, a, a. Poezie în viața mea, inima te recită fără cuvinte. Și vreau acum să stau în dreapta ta și să ne țină pasul doar înainte. Cireașa de pe tort o vom pune tradițional pe dealul Sorocii, locul care a devenit o adevărată descoperire chiar și pentru regizori de la Hollywood sau chiar jurnaliști de la publicații internaționale. După cum vedeți, noi urcăm acum în dealul Sorocii, în cartierul romilor. Ia uitați-vă ce
minunate avem noi aici. De obicei, oamenii vin în cartierul romilor să vadă cum trăiesc cei mai bogați, să vadă cele mai frumoase case. Dar noi ne ducem acum să vedem cum trăiesc romii simpli și să arătăm cealaltă parte a acestui cartier care se află în dealul Sorocii. Astfel, poveștirile romilor sunt sursa de inspirație și cap de afiș în presa mondială. Apar ca cum un princip, Gherat, pa tu ce ustroină. Pa principul, cem bolșă, tem loșă. И дома, и машины, ну, другой есть... хочет быть круче другого. Если ты строишь свой дом, то у тебя должен быть круче, чем у соседа. Да, это обязательно. Думаю, дай семья. У вас какие-то планы есть на этот счет? Есть, конечно, есть. Дай Бог, с Божьей помощью тоже построим. Ну, мы не хотим так уж большое, потому что уже время тяжелое. Вот эти вот дома большие, которые сейчас вы видите, они были построены раньше, когда были кооперативы. Ну, были дядя, от отцов оставились. Turnați gin și împletiți găluște țigănești cât pumnul alături de Maria lui Nicolae. Fără găluși, nici o, nici o masă. Nici la moldoveni, nici la țigani. Și care este rețeta noastră de azi? Povestiți ce facem. Am o fășem găluși cu ciolani. De curcan, asobine. Mărg ele din tătul carnea. Da, mai gustoși, mai buni. Eu știu că femeile rome se căsătoresc foarte devreme. Este chiar atât de neapărat ca ele să poată să gătească sau... Nu, 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 nu. Fete de 13-14 ani nu pot să gătească. Nu pot la gălușii. Ușa gândită, dacă aveam 16, 18 de ani, ele știu. Și de găluși, și de vrășituri. Și de friptură. Cum a fost prima întâlnire a voastră? Tare bine. Ne-am ascultat pe bătrâni, pe mama, pe a lui, pe a mea. Dar cum își curtează soții romi, soțiile? Уважаемые, мы перед мужчинами никогда вперед не идем. Что скажет хозяин, так и будет. Ели тенери душки, вник. Грыши, скумну грыши. Harnică foc, țiganca este gata să-i desecretizeze Alinuței rețeta de sarmale umplute cu carne de curcan. Nu, aici crupii. Asta nu-i făina. Fără aici găluși nu iasă. Crupa. Crupa de punem sare. Arasă-l lungi. N-ai lungi, ducanci. Punem tomat. Tomat iasă gustos. Punem aici în mâna stângă. Da. Așa. Ajunge asta. Așa. Așa? Nu. Aha. Nu, am ușcă înapoi, pune-o înapoi. Aha. Și uite-te ce fac eu, și mă ta. Hai. Uite-te, am ușcă. Sponcică, de la aici, tu am așa. Aha, așa. I tak. Maladeț, maladeț, castrulu. Bravo. 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 A ieșit și la mine? Da, ieșit. Încercăm și noi să umplem pauzele de lucru cu povești la fel de condimentate. Între timp, Dorin Galben încearcă să se dea tare pe lângă cel mai iscusit arhitect din Mahalaua romilor. E negru, e bun, e fain. Dați-mi o pălărie. Dacă eu ți le-am adus vouă. Dați pe asta. Care îți poate reproduce orice instituție a statelor lumii. Și Dorin și-a găsit pălărie de la cel mai bogat cetățean de aici din zonă. Dar cum se vede? Nu. Cel mai liniștit țigan. Cel mai liniștit. Ați auzit, oameni buni, de la cel mai liniștit. El zice că nu, el nu zice că e cel mai bogat. El e așa. Iar cu bogăție. Păi nu sunteți cel mai bogat, nu? Nu, mie nu-mi place. Dar foarte frumos arată haina asta dumneavoastră. În ce sunteți dumneavoastră îmbrăcat aici? Că eu mă uit la ținuta dumneavoastră. Asta e îmbrăcarea. Eu, postoianul, când mă duc la o nuntă, eu sunt valoros. Da, și eu construiesc casă și eu mă duc ca domnul arhitectorul țiganilor.
Eu mă duc, mă îmbrăc așa, ca așa voluros, bă, cu pălărie, mai am și alt costum, mai am așa, mai am așa. Ați pălărie tot de dumneavoastră asta. Da, 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 da. Pălăria la Romi asta e valoare mare. Cu ce vă ocupați aici, în sectorul ăsta? Eu sunt prima dată în dealul Sorocii. Și sunt niște case frumoase. Cum? De unde obicei asta? Acum astea casele s-au început din anii 90. Cu comercializația care e pe covară. S-a început cu covară de la Chișinău. Noi îi cumpăram covară cu 100 de lei și le duceam în Rusia și le vedeam cu 300. Oh, business! Business-ul, păi, și era business. Eu nu înțeleg, de ce casele astea sunt așa de frumoase, așa de mari? Dar până nu-i la țigan la rom, ia că-ți spun. Eu moș Vasile a făcut casă cu două nivele. Și apoi, dar și a făcut moș Vasile cu două nivele? Deci să fac și eu cu două nivele. Aha. Ia care la meu, la noi asta e intrică, ca și la moldovani, deși el are 30 de oi, dar eu numai 10 și mai cumpăr și eu 20. Și dacă mai pui o tarier aici, ia, dacă mai pui un tarier, mai pui o cruci, mai pui o două inele, așa, asta e valoarea romilor. Dumneavoastră sunteți considerat arhitectorul romilor. Da. Așa, spuneți ce ați construit aici care e cel mai valoros. Pandemia a băgat frică și deznădejde în casele romilor. Majoritatea și-au lăsat palatele și au umplut lumea. Dar asta nu înseamnă că vreunul dintre ei va îndrăzni vreodată să-și vândă casa. Dar cum să-ți dai seama că, iată, mergi pe aici și ăla care are o casă e bogat sau sărac? Sau cum să-ți dai seama? Noi să-ți spunem dacă mergi treaba în bogății, dacă mergi treaba în bogății, la noi am un stăt egal. Depinde dacă se grăim și depinde de boala asta. Ea de amurea la noi e chicat tot norodul, nu cu Moldovii. De amurea tot pământul a chicat, dragul tati jos. De amurea aici nu sunt treabă de bani, de amurea. Sunt treabă de sănătate și treabă de respect. Că trebuie să respectăm legea, trebuie să respectăm unul pe alții. Dar eu ți-am spus că am făcut Versailles. A, Versailles, e mai mare decât parlamentul ăsta, da? Dar mulți spun, are 30 de metri așa și 15 așa și 3 nivele. Apoi te închipi cu 1300 de quadrați. Foarte frumos. Da, dar e pe jumătate făcut. Nu. Mai înainte, noi ducem bani cu sași. O comercializație. Ducem bani cu sași, că eu am furat odată de la o bancă, 7 sași de bani. Ați furat? Am furat. Cu comercializație. Eu, nu, cum să spun că am furat? Eu am luat. Am dus în bancă, am dat cecul și am luat 7 sași de bani. Dar unde vă călătoriți? Prin Paris, prin Maldive, cu fetișoare? Nu. Eu, țara mea, o iubesc. Moldova, eu iubesc măcar și eu țigan. Eu sunt patriot. Eu sunt patriot în Moldova, dragi. Sfârșit de zi la înălțime. Cu ce concluzii plecați acasă tinerilor și neliniștiților? Sincer, veneam cu o doză de scepticism. Eu tot timpul credeam că Soroca e ceva așa, doar cetatea Sorocii și nimic mai mult. Dar de fapt eu am descoperit azi că și cetatea Sorocii poate fi diferită și extraordinară și mai ales prin intermediul lui Nicolae Bulat, care cunoaște fiecare colțișor de cetate și pur și simplu vorbește cu atâta entuziasm despre asta încât nu poți să nu-l asculti cu gura căscată. Eu am făcut astăzi cunoștință cu o familie extraordinară, Maria și Nicolae, ei sunt romi. Pentru dânsii, 42 de ani de căsnicie, nicătând la faptul că sunt foarte bogați, ei au înțeles că cel mai important în viață este familia, sănătatea și tatăl. Apropo, era să uit. Încă un lucru foarte important e modul cum Soroca este prezentată pe rețelele de socializare. Și eu mă bucur că am avut ocazia personal să descoper pe jurnalistul Vadim Șterbate, care face poze și dacă cineva a văzut o poză cu Soroca, cetatea Sorocii, din diferite unghiuri, atunci cu siguranță era poza lui Vadim. Oameni buni, Republica Moldova nu înseamnă doar municipiul Chișinău și tot ce înseamnă împrejurimile, dar înseamnă multe alte locuri frumoase care merită descoperit. Dori, ai dreptate. Nu se limitează la Basarabeasca sau la Florești. Trebuie să descoperiți toată țara ca să înțelegeți cât este de frumoasă. Haideți să cunoaștem Republica Moldova împreună cu... Tur Retur sezonul 2! Uhuu!